Vârsta continuă să fie un criteriu important în procesul de recrutare. Astfel, 80% dintre candidații de peste 45 de ani simt că există o reticență a recrutorilor privind persoanele mai în vârstă, iar 60% susțin că au participat la cel puțin un interviu de angajare la care au fost discriminați din cauza vârstei. De cealaltă parte, unul din trei recrutori recunoaște că a refuzat cel puțin odată un candidat din cauza vârstei sale. Și vârsta nu ar trebui să fie un criteriu important în procesul de recrutare. Realitatea de pe piața muncii arată diferit, iar angajații de peste 45 de ani întâmpină dificultăți în a concura cu candidații mai tineri pe poziții unde nu contează foarte mult experiența propriu-zisă, cât mai degrabă capacitatea de adaptare, dinamismul, abilitățile soft. Femeile de peste 45 de ani se simt neîndreptățite și spun că apelează la munca de jos cu toate că au studii superioare. În plus, o nouă lege crește vârsta de pensionare de la 61 de ani și 9 luni la 62 de ani în cazul femeilor și vizează creșterea treptată a acesteia până la 65 de ani în 2035 pentru a egala vârsta de pensionare a bărbaților. Caută tineret permanent și tot mai frumoase, mai atractive, mai... Am cunoscut multe fete, multe femei cu cum să vă spun, cu facultate, cu... Și-au lucrat la muncile de jos. La 45 de reclu, cam ai un serviciu stabil. Trebuie să se întâmple ceva ca să, nu știu, să te reprofilezi. Cred că contează și domeniul foarte mult. Sunt domenii în care este apreciată experiența, dacă te duci pe același domeniu. Pe termen lung, creșterea vârstei de pensionare va pune mai multă presiune pe candidații mai în vârstă, în special de sex feminin, categorie vizată de această măsură. Pentru a diminua efectele creșterii vârstei de pensionare, este nevoie de programe de instruire și reconversie profesională, accent pe cursuri, traininguri, astfel încât candidații de peste 45 de ani să rămână relevanți pe piața muncii. În același timp și tinerii se simt discriminați din cauza vârstei și a experienței în momentul în care aplică la un loc de muncă. Mă confrunt eu cu treaba asta din cauza schimbărilor joburilor constant. Nu stai destul într-un singur loc de muncă încât să prinzi experiență și apoi ușor să crești salarial. De la ce vârstă ați început să lucrați? De la 22, după facultate. Și cum a fost la primul loc de muncă? Cum v-au acceptat? Având în vedere că nu am avut pretenții salariale, m-au acceptat ușor. 3 din 4 candidați care au participat la un sondaj recent pentru recrutare spun că au de gând să mai lucreze și după pensionare. 62% dintre aceștia doar pentru a rămâne activi, iar 38% pentru că au nevoie de bani.